Oh, salut, fraților! Ce faceți? Bine v-am găsit la un nou episod din Dinantizor. Fraților, după cum ați văzut și în titlu, cel mai probabil, eu acum sunt blocat în Nether și sunt și pe game mode, da. Pentru că am fost la explorat, dacă mai știți. Nu știu, undeva prin partea asta, în fine, ok. Am reușit să mă întorc înapoi și știți că pe aici am coborât eu jos, dacă vă amintiți voi, cu podul ăsta pe care l-am improvizat eu, ok? Da, super tare până aici. Din câte mi-amintesc eu, după ce urcam aici sus și mergeam în partea asta, aici trebuia să fie portalul, fraților, și apare nu e niciun portal aici. Și e și o găină. Ceva e putred în Danemarca. De ce o găină aici, iar portalul nu e pe aici? Adică găina n-avea cum să treacă aici singură, de nebună și de turbată. Iar portalul meu sunt mai mult ca sigur că era aici. Deci mai mult ca sigur portalul meu era aici și nu mai e. Deci ori a bubuit, ori nu știu ce pui mie s-a întâmplat. Ideea e că eu am rămas blocat în Nether acum. Tușesc în continuu. Mă scuzați, știți că sunt răcit, nu mi-a mai trecut. Da, așa că haide în puii mei să facem un alt portal, tot pe aici. Oare dacă pun apa asta jos? Da. Știam că asta o să se întâmple. Hai să fac un alt portal tot aici, cu puțin noroc și cu ajutorul bunului Dumnezeu. O să ne duc înapoi acasă unde trebuie. Ia să vedem. Deci cum pui mei să dispară așa un portal? Nu-mi aminte sigur că era aici. Dacă nu era aici, o să vedem când ne întoarcem acasă. Ia. Aparent era în altă parte. Undeva pe lângă casa mea. Bine că m-a dat tot lângă casa mea. Dar uită-l pe celălalt. Ia să intru în el. Unde pui mie mă duce ăsta? Dacă intru în el. Că stare curios. V-am zis? V-am zis că a explodat. M-a dus tot în ăsta. Deci celălalt al meu a explodat. Super frate. Dup. Dar nu știu cum, nu pot să-mi explic. Deci m-a dat în același ăsta, care l-am făcut eu acum. Cum căcat a explodat ăla și a dispărut de pe mapă? Nu pot să-mi dau seama, bine, și acum îmi pare mă dă mai încoa. Dar dacă îl distrug eu pe ăsta. Acum. Și mă duc în ăla de acolo. Ia să vedem. Facem teste din astea rele. Bă, animalele este aici, ca este aici. Puii mei. De ce? De ce s-a întâmplat asta? Nu pot să-mi dau seama. Ia să văd acum mai duce undeva. Mai bine, acum mă duce, da, ia să vedem asta, acum mă duce unde trebuie sau... Aparent ăsta tot aici se creează, aici îi place lui să se creeze. Dar nu înțeleg de ce ăla mă duce, sunt prea apropiate portalele și ăla mă duce tot la ăla. În fine, ideea este că, într-adevăr, portalul meu dispăruse, a zis, m-a dat fix în același loc. Deci portalul meu a dispărut, de ce? Nu știu și nu pot să-mi dau seama. Dar asta este. Bine că am reușit să ajungem înapoi acasă. Fraților, sunt atât de răcit. Și atât de... Pua, nu mai pot. Deci nu mai pot. Bun. Cu Nether-ul deocamdată am terminat pentru că ați văzut ce am pățit. Vreau acum... Mamă, cât de frumoasă e casa asta de piscuita mea. E superbă. Superb. Ideea este că aici ar trebui să mai pun ceva jos. Ușiță, ușiță, o grijoară. Hai să spun un lemn din țară. Arată bine așa cu el, da. Chiar arată bine. 3? Deci am 3 uși. În fine, nu-mi trebuie 3. Bun. Mi-e fraților, ar trebui să mai lăsați și mai voi idei prin comentarii. Ce să mai construiesc? Mi-a zis că acolo ce că ar fi bine să construiesc un sătuc. Mi-a zis mai mulți în fortăreață, dacă mi-am amintesc eu bine. Să construiesc un sătuc. Băi, sătucul eu pot să-l construiesc, dar mi-e un pic cam greu pentru că n-am mai construit de mult un sătuc. Coordonate și important. Ce coordonate ăștia? De la mob spawner, parcă. Am nivelul 32, dar nivelul 32 nu mă ajută la absolut nimic. Fără acel mob spawner. Iar tușesc, să mor eu de mă pot abține de la tusa asta infectă. Bun, haide-mi puii mei, să mergem până în castel în puii mei și să ne uităm că acum am putea să construim sătucul în puii mei. Da? Bine. Ok, așa facem.
Ok, bun. Mergem aici în un palat. Și am putea face în felul următor. Am putea trage câteva linii pe unde să meargă și de stânga și de dreapta să fie case și să atuce, dar ideea e că nu trebuie să fie nici prea mari, nici prea mici. Am o lopată, da, am doar o lopată. O singură lopată. Întâi trei numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10 blocuri o fi de ajuns să fac o casă acolo. Dacă îi pun 12. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Ok. 11, 12. Nu e bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uite, o să facem 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vă, voi vedeți cum tușesc? Voi vedeți cum tușesc? Și asta vedem asta acum de cât a rămas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, nu cred, 14. Deci nu cred că am reușit să le fac pe toate de 14, frate. Deci am făcut toate parcelele de 14 blocuri, fraților. De acum este o singură problemă. Ideea este că... dacă trag linia așa de... Bă! Ce m-am speriat, am crezut că mă duc pe cioacă. Dacă trag linia așa... Hai mă! Sunt doar de una, aș vrea să fac linii de două. Ideea este că dacă fac linii de două, una dintre ele o să se îngusteze și nu știu care. Deci dacă trag amândouă încoa, se îngustează asta de mijloc. O să trag și una încoa. Și mă scuzați din nou că tușesc, dar v-am zis, îmi trece cobză și nu-mi trece, nu-mi trece efectiv, nu mă mai suport eu. Tușesc în continuu și mă doare capul și mi-e rău. Nu mai suport, nu mai suport, dar n-am ce să fac. Lăsați și voi acolo încet niște urări de bine. Fă Andy, fă-te bine, Andy, aia, că poate, poate mă face și eu bine. Am văzut că astăzi, pentru că astăzi filmez și pur clipul ăsta, este ora 10 acum, voi nu sunteți la școală, aparent, sau nu toți, cel puțin. Mâine sunteți la școală, lăsați-mi în comentarii și asta. Pentru că știu din câte știu eu că e un pic de liber, un pic de pui mei și na. Hai să facem. Tot așa. Bun, și pe aici o să fie tot gen drum, știți? Că așa trebuie parcelat locul ăsta. Și acum aici trebuie început să construim. Dar nu știu dacă am destul de materiale. Și încurge nasul, iar încurge apă din nas. Ok. Ideea e că o să am nevoie destul de multe materiale. Aș vrea să fac din piatră și din lemn. Dar stai că m-am deștea. Ia să vedem ce o să iese. Ar trebui parcelate și în stânga și în dreapta, gen. Ha, câte deștea totale are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 10, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sper să-l fi numărat bine eu. 1, 2, 3. 10. E bine, ok. Hai să facem așa. Aia, bun, perfect. Ok. Am și parcelat ăștia acum. Și acum putem să construim liniștit. Fraților, o să iese casele micuțe. Dar asta e și ideea, să fie mai micuțe și mai drăguțe, știți? Poate în mijloc o să fac una mai mare, așa, cu intrare pe două părți. Nu știu, să vedem. Dar aici nu prea am idee de casă. Ia să vedem. Așa. Am topor. Da. Vreau să fac ceva de genul acesta.
Eu acum încă testez, fraților, adică nu am o idee clară ce vreau să fac. Aha, pe aici. Dar nu e bine, o. Asta e bine. Că sunt 1, 2, 3. Și de aici sunt... Nu, trebuie pusă până aici asta. Aha, unde trăna copul când ai nevoie de el. Pentru că aici sunt 1, 2, 3. 1, 2, 3, da, așa e bine. Ok. Știu, deodată ziceți că, mamă, ce pui mi-ai făcut și lecturatul aici, dar eu zic că o să iese bine, numai aveți un pic de încredere în mine. Și oricum nu avem destule materiale acum. Așa. Nu, uite aici vreau să facem altfel. Aia. Pentru că aici vreau să punem geamuri. Deci cred că trebuie făcut așa ca să aibă loc geamurile. E o casă ciudățică. Dar pentru villageri ce le trebuie lor mai mult. Ok. Ceva de genul acesta. Sau... Să scot prima parte asta de aici, de la ușă. Arată mai bine fără ea. Ia să vedem. Much better. I'm gonna die today. E o casă destul de ciudățică să-mi bat picioarele. Sper să iese bine. Până la final. Cred că tot așa ar trebui aici, tot cu piatră. Așa. Și acum. 23 de din astea. Facem treaba bună aici. Bun, ok. Bine, mă rog, aici cred că nu e bine cu atât de mari geamuri. Prea multe geamuri, frate. Asta e... Aha. Geamuri așa, geamuri pătrate și tot geamuri așa. Etena. Perfect. Mamă, fac casele cu prea multe geamuri, frate. Exagerat de multe geamuri. Bine, mă rog. Aici n-am făcut bine, trebuie să fac așa. Să fie sănătoasă. S-a auzit un zombie. Băi, când o să pun și geamurile, o să fie mult mai bine, părerea mea. Bine că s-a făcut noapte. Măgame și nu mă mai duc până acasă. Ok. Bun, problema este că acum nu am materiale să o termin. Nu am geam în primul rând și nu am lemn. O să trebuiască off camera să strâng eu câteva materiale ca să nu vă mai disper pe voi. Și o să trebuiască să mai am și o idee de căsuțe care să le fac aici și a, pentru că doar ideile mele nu sunt bune. Adică sunt prea simple unele. Mai ales când sunt limitat de loc, deja încep să nu mai gândesc cum trebuie. Deci să vedem măcar dacă avem geamuri și nisip să facem niște geamuri. Și data viitoare o să mergem să facem mai multe căsuțe acolo și așa. Avem sand aici, am văzut 54. Hai să-l băgăm la făcut. Pe aici mai avem, nu mai avem. Unde e, mă? Aici facem glass pane. A, uite, mă, avem și aici. E destul, mă, băiatule, mă. Destul. Păi bun. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Și subscribe și știți voi ce clopoțelul ăla dacă l-apăsați. Bine, Instagram, dacă îmi dați și mie un follow acolo ar fi perfect. Și ne desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!